Salutări dragi prieteni, eu sunt Dodo și bine v-am regăsit la un nou video, un video în care voi face o configurație de ultimă generație și mai exact voi folosi un procesor i9. Da, am spus de ultimă generație, voi merge exact pe ultimă generație să vedem ce o să iasă de data aceasta. Așa că, dragii mei, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, să dați și voi un share, să apăsați butonul de subscribe dacă nu ați făcut-o până acum. Și dacă tot ați apăsat butonul de subscribe, în descriere aveți un link unde să vă înscrieți la giveaway-ul de la 20.000. Multă baftă tuturor! Așa că hai să vedem despre ce este vorba. În primul rând o să vedem procesorul, pentru că, da, astea sunt niște bestii de procesoare. Mă rog, acum, cine o să-și cumpere sistemul ăsta, nu știu. Eu unul nu am de gând, pentru că prețul vom vedea la final. Așa că, haideți să vedem. Așa, procesorul. i9 7900X, 3,3 GHz. Hai să vedem câteva detalii mai exacte. Avem socket nou, da? 2066, 3300, adică 3,3 GHz și poate ajunge până la 4,3 GHz. Atenție, acest procesor este Skylake X, da? Bine, haideți să vă explic acum câteva chestii. Avem Skylake X pentru că odată cu apariția acestui procesor i9, da, seria X, vedem aici scrie X Series, avem niște chestii mai interesante sau mai ciudate, aș putea spune. Mergem puțin la procesor și mergem la noutăți ca să vă arăt ceva. Avem, de exemplu, i7, dar avem și i5, da, tot X Series. Hai să vedem, de exemplu, uite, un i7, să deschidem, să mergem puțin aici în specificații și vedem la fel, Skylake X. Bun. Mai departe o să iau, uite, și un i5, să vedem ce avem aici. Avem Kaby Lake X, dar avem și i7, tot pe Kaby Lake X, da? Vedem, de exemplu, aici când ne spune generație, da? Generația Kaby Lake, dar și generația Skylake. Avem două generații diferite. De ce am vrut să vă arăt chestia asta? Pentru că vreau să vă arăt ceva la placa de bază. Deci, după cum am spus, mergem pe acest procesor, pe i9, da? i9 7900X, un procesor bestial, ce să mai spun, 10 nuclee fizice, deci 10 nuclee fizice și avem 20 de thread-uri. Vă dați seama ce înseamnă acest lucru? Jesus Christ! Bun, am văzut procesorul, așa că l-am băgat în coș. Eu le-am băgat dinainte în coș, doar ca să vorbim despre ele, să nu dureze prea mult până le caut, până le bag și așa mai departe. Mergem la placa de bază acum, două secunde. La placa de bază avem, două secunde, am ales cea mai ieftină placă de bază. Îmi cer scuze, tocmai acum s-a abonat cineva. Deci avem placă de bază și am luat placa de bază cea mai ieftină. Cea mai ieftină placă de bază de la Gigabyte. Mă rog, erau 4 plăci de la Gigabyte. Dacă vreți să vedeți și voi, o să merg pe noutăți și o să aleg producător chipset. Nu. CPU socket 2066. 4 plăci mari și late, adică 1259 ar fi primul preț, apoi avem 1374 următorul preț, 2044 și 2424 de lei, adică, domnule, o placă de bază pe care să dai 2474 de lei, mulți o să spuneți, domnule, cu banii ăștia am făcut un sistem complet cu care să mă joc. Și așa este, aveți dreptate. Dar, mă rog, avem multe, multe beculețe. Lumini, ia uitați, peste tot avem becuri. E luminată complet, fraților. Ia uitați-vă și voi cum arată. Da, e ok, arată bine, dar mă rog, vă dați seama că asta nu e... Ia uitați, avem RGB chiar. Da? Adică putem să ne setăm culorile cum vrem noi din BIOS. Foarte tare. Arată bine, nimic de zis, frate. Avem backplate în spate. Ce să mai... Ia uitați și voi cum arată. Da, avem sunet, avem alea. Adică tot ce vrei. Super, arată foarte, foarte bine. Dar mă rog, nici nu visez la așa ceva, pentru că nici nu am de gând vreodată să cumpăr așa ceva. Doar dacă ar ajunge această placă de bază la 500 de lei, 600 de lei, să nu fiu rău, și procesorul la 1500 de lei. Atunci aș lua sistemul ăsta, altfel nu.
Așa că, bun, eu am băgat cea mai ieftină placă de bază și hai să vedem câteva detalii despre ea. Ia uite, avem aici, aici avem RGB. A, nu știu unde avem noi RGB pe aici. Mă rog, poate ne dă pe undeva. Nu știu luminile astea pe unde ar fi. Mă rog, hai să zicem că nu ne interesează. Memorii suportă până la 4333. Jesus. 8 ori DDR4, sloturi de memorie, dar aici vreau să vă arăt ceva. 128, suportă până la 128 GB. Ei bine, pentru că acest socket suportă, da, procesoare din seria Kaby Lake și Skylake, mă rog, din seria X, da, adică nu vă puneți să luați, să băgați un procesor de pe socket 1151, să băgați pe această placă de bază, că nu o să meargă. De ce ne avem, uitați, de exemplu, la placa de bază, unde o pun să vedem așa mai bine? Așa aici. După cum vedem în stânga procesorului, pentru că aici vine procesorul în stânga procesorului, avem 4 sloturi de memorie, dar și în cealaltă parte la fel 4 sloturi de memorie. Asta înseamnă 8 sloturi de memorie. Ei bine, să nu vă gândiți că puteți să populați aceste 8 sloturi. Nu o să puteți să faceți acest lucru. Dacă alegeți varianta Skylake, puneți pe o culoare. Și dacă alegeți pe Kaby Lake, atunci puneți pe cealaltă culoare. Deci 4 puteți să le populați. Doar 4, da? Așa e. Gândită. Deci nu o să puteți să puneți 8 bancuri de memorie, adică să le ocupați toate și să ziceți, domnule, gata, am luat 8x4, 32 de mega. Vă luați 8x4. Adică 4 module a câte 8 GB. Nu 8 module a câte 4 GB. Ați înțeles, da, chestia? Așa că e o placă de bază, cea mai ieftină, mă rog, nu e ea, nu arată urât și atenție, nu avem grafică integrată, adică nu o să poți să-ți pui monitor aici. Dar hai să vedem, de exemplu, uite, o să mergem aici la placa cea mai scumpă, să vedem cum arată ea, de exemplu, în... Așa, după cum vedeți, pe aceste plăci nu avem grafică integrată. Atenție, da? Deci nu avem grafică integrată, ceea ce înseamnă că nu o să-ți puiți pune un alt monitor, să-l pui, să zici, domne, îl pun pe placa de bază, adică în grafica integrată. Nu poți. Așa că, oarecum limitați. Bun, hai să vedem. Deci am văzut placa de bază, avem oricum tot ce ne trebuie pe ea, ce să mai, așa că vom trece la următoarea componentă. Deci am arătat procesor, placă de bază. Voi merge pe o memorie, așa, de la Kingston, 4 ori 8 GB DDR4 la 3200 MHz. Eu zic că e suficient. Am ales varianta cu LED pe roșu, adică ele sunt luminate cu o culoare așa, roșie, frumoasă. Dar puteți pune și pe alb, puteți pune și pe albastru sau RGB, dar mi s-a părut prețul prea mare pentru RGB. Doar, nu știu, să plătim 300 de lei în plus că avem mai multe culori, adică putem seta mai multe culori. Nu știu dacă e ok, așa că e bine și așa cum este. Adică tot scump. Așa că hai să vedem mai departe. Deci am văzut memoria. Ei bine, cooler, pentru că la acest procesor ai nevoie de cooler. Dom'le, mai ales dacă vrei să faci overclocking, e ceva, adică ai nevoie. Așa că pentru cooler m-am gândit la o soluție pe aer, cu toate că puteam să merg și pe o soluție cu apă, dar nu știu, am zis să fie pe aer, domnule, nu știu de ce, așa am vrut eu. Dar mă rog, în banii ăștia se poate merge chiar și pe un cooler pe apă. Este un Noctua NHD15, un cooler ok, un cooler foarte, foarte mare, are un kilogram și cât, ia să vedem. Un kilogram 320 de grame, deci aproape un kilogram jumate, vă dați seama că asta e un cooler, nu glumă, așa că am ales un cooler, zic eu, pe măsură, pe aer, dar se poate merge, bineînțeles, și pe apă. Așa că, da, avem cooler, ca m-am gândit, de exemplu, să folosesc pentru sistemul de operare un SSD, un Kingston. Așa, două secunde. Un Kingston de 240 GB, sistemul de operare. Mă rog, mai poți pe acolo să bagi câte ceva, costă 399 de lei. Avem viteza de citire 550 MB pe secundă și la scriere 490 MB pe secundă. Eu zic că este foarte ok, prețul este ok și acesta, dar am zis totuși nu merge doar atât.
hai să punem un SSD de 500 de giga, să punem așa și în el, nu știu, pentru jocuri, pentru ce mai vrei să faci. Și cu toate că procesoarele astea nu sunt dedicate gamingului, da? Sunt niște procesoare pentru lucruri din ăsta, cu grafică, cu alea, ați înțeles, da? Și uitați aici, avem de exemplu 754 de lei, 500 de gigabytes. Eu zic că e ok, au început prețurile să scadă ușor și asta e un semn bun, un lucru bun pentru omul de rând. Mă rog, nu e, să spunem, acceptabil. Poate în timp va mai scădea, dar deocamdată este bine. A mai scăzut prețurile. Aici deja avem, la acesta avem 540 MB citire și scriere 520 MB. Adică până la, poate atinge viteza asta, nu-ți garantează că ai acolo stabil. Dom'le, viteza asta e bătută în cuie. Nu, până la, adică poate fi și mai jos. Ok, mă cam întind cu video ăsta. Hai să vedem mai departe. Aceste componente m-am gândit totuși să le alimentez cu o sursă. Dar ce sursă? Păi, domnule, dacă tot avem componente de componente, m-am gândit să punem și o sursă ca lumea. Adică un Corsair HX750i de 750W, certificare 80 plus Platinum. Adică e cea mai mare certificare, cu protecții, cu tot ce avem nevoie. Da? O sursă care este în totalitate, vedem și noi, fără cabluri, adică poți să pui doar cablurile care sunt necesare. Asta înseamnă că această sursă, știți cum este? De exemplu, la o sursă de acest gen, nu trebuie să-ți pui tot felul de cabluri dacă nu sunt necesare. Da? Asta e diferența între o sursă normală și o sursă modulară. Îți alegi cabluri, de exemplu, dacă ai o placă video, această sursă poate alimenta până la 6 plăci video, adică 6, are 6 PCI Express, mai bine zis. Da, dar tu poate ai nevoie de unul sau de două. Și atunci de ce să bagi toate cablurile? Aia bagi doar unul. E foarte ok. Să presupunem că ai doar aceste două SSD-uri. De ce să ții, 8 cabluri SATA? Pe când tu ai nevoie doar de două sau poate chiar un cablu care are două mufe de alimentare. Da? Asta înseamnă că nu-ți pui toate cablurile, nu ai toate cablurile, toate mățăraiele alea cu tine, decât cele care îți sunt necesare. Și dacă mai adaugi pe parcurs ceva, atunci numai vine, vii cu cablul care îl ții în cutie, îl ții bine în dulap sau pe un raft unde vrei tu, ai scos cablul, ai băgat, ai alimentat și treci mai departe. Da, o sursă cu certificare, o sursă cu protecție, avem absolut tot ce ne trebuie pe această sursă, deci ce să mai, o sursă care o să te țină mult și bine. Da, și de firmă, nu orice. Bun, avem acum toate aceste lucruri, mă rog, acum să zicem așa, la un astfel de sistem ai nevoie și de o placă video super bună. Acum, ce placă video puteam să punem aici? Am zis, domnule, să pun o placă video, nici prea scumpă, nici prea ieftină, dar să fie, nu știu, mai ieftină. Adică să nu sărim calul, că și așa am sărit calul cu aceste componente. Așa că m-am gândit la o placă video care aș vrea eu să-mi o achiziționez. Ia să vedem. Una ieftină, bineînțeles. Un GTX 1080 Ti. Founders Edition. Da, 11 GB GDDR5X 325 biți. Da, haideți să vedem câteva detalii aici. Avem frecvența 1480, dar poate ajunge până la 1582, de aceea e și mai ieftină. Pentru că dacă o să ne uităm la plăci video și vreau să... Mă rog, hai să două secunde să vedem, după aceea vorbim mai departe. La memorie avem frecvența de 11.010 MHz. Și cam atât. Da, avem alimentare, avem nevoie de alimentare 1x6 pin și 1x8 pin. Deci necesită alimentare, nu glumă. Dar haideți să vedem puțin de ce aici. Aici vedem, da, la frecvență poate ajunge până la 1582. De ce este mai ieftină decât alte plăci video? Și atunci o să merg două secunde. Ia uitați aici, da? Deci avem, de exemplu, 4099 de lei de la Asus. Și haideți să vedem ce se întâmplă aici, la frecvențe. Păi la frecvențe, aici se întâmplă în felul următor. Poate ajunge până la 1708 MHz. La memorie avem același lucru, da? 11.010, dar după cum vedem, poate ajunge în boost mod
poate ajunge la 1708. Și aici e foarte, foarte, contează. Deci 1100 și ceva de megahertz la procesorul grafic, să știi, contează foarte, foarte mult. Așa că de aici și prețul mai mic. Dar nu știu, dacă nu ai bani, mergi pe prețul ăla mai mic, oricum e ok. Deci am băgat și placa video și toate aceste componente m-am gândit să le bag într-o carcasă, o carcasă de la Corsair. Hai să vedem cum arată carcasa. Da, carcasă Corsair Carbide. Eu am ales carcasa asta și o să vedem de ce. Păi, haideți să ne uităm puțin. Asta este practic partea din spate unde putem monta sursa, unde putem monta harddiscurile, unde putem monta SSD-urile. De ce? Păi avem o separare. Aici e doar placa de bază, placa video și cam atât. În rest nu ai nimic. Pe aici îți introduci cablurile, alimentezi ceea ce trebuie să alimentezi și practic fața îți este curată. Nu ai sursă, nu se vede sursă, nu se vede nimic decât ventilatoarele. Super ok. Adică ai o curățenie desăvârșită. Pentru că toate mățăraiele și harddiscurile și sursa vor veni în partea din spate, adică aici. Dacă ne uităm puțin din față sau din spate, da? În partea asta, ea e împărțită așa, pe din două. Aici intră, exact ce v-am arătat eu, intră sursa cu cablurile, cu toate alea și aici avem placa de bază. Practic e împărțită în două și e un lucru foarte, foarte bun. Și aici avem partea din față. Partea deasupra, o carcasă care arată foarte bine, cu geam în lateral, adică să vezi în interior, pentru că da, asta ne place nouă, mai ales la un astfel de sistem. Dom'le, de ce l-ai ține ascuns? Vreau să se vadă, vreau să se vadă ce componente am, ce PC, ce sistem am. Mă rog, cine își poate permite, frate. Dar, mă rog, am zis să fac și un astfel de sistem, cu toate că e cam ciudat prețul, dar asta e. Ei bine, la carcasa asta, dacă ne uităm, avem două ventilatoare în față și unul în spate, incluse. Dar mai putem pune în față și în partea deasupra. Și pentru că putem pune în partea deasupra două ventilatoare de 120 de mm, adică 12 cm, sau două de 140, adică de 14 cm, am ales și două ventilatoare, adică nu le-am ales. Trebuie să alegem două ventilatoare. Mă rog, două ventilatoare tot de la Corsair, adică dacă tot ai Corsair să fie încă două ventilatoare. Dar haideți să aleg, pentru că noi în momentul de față, sau eu cu acest sistem în momentul de față, am ajuns la 13.965 de lei. Adică la 14.000 de lei. Dacă merg și mai adaug, haideți să adaug, de exemplu, și așa. Vreau să mai adaug, de exemplu, și ventilatoarele, să vedem cu cât ieșim. Hai repede, ventilatoarele. Unde sunt ventilatoarele, domnule? Culere componente, ventilatoare, carcase. Da, și avem nevoie. Mergem la Corsair. Avem dimensiuni ventilator. Așa, 140x140. Domnule, fiind ceva frumos acolo deasupra, am să aleg, uite, două, nu știu ce să aleg. O să aleg, nu știu ce să aleg. Frate, uite, o să le iau pe astea cu roșu, astea se spune că ar fi mai ok ventilatoarele astea unde vedem magnetic levitation, adică atunci când începe și se învârte, el se ridică ușor în sus, practic levitează, nu freacă nimic, absolut nimic nu freacă, da? Atunci când începe și se învârte, el nu freacă pe nimic, ceea ce e un lucru foarte, foarte bun. Hai să vedem, o să bag două din acestea, pentru că oricum avem prețul roșii. Punem deasupra roșii. Asta e. Și acum hai să vedem coșul de cumpărături. Vezi detalii coș, am ajuns la 14.101 leu. 14.100. Asta înseamnă un sistem de sistem. Un sistem de ultimă generație, un sistem bombă. Deci sistemul bombă a fost făcut. Un build pe măsură, un build care nu este pe buzunarul oricărui utilizator de PC. Da? Asta e. Mă rog, eu am făcut pentru că mi s-a cerut. Așa că, dragii mei, dacă v-a plăcut și mai vreți, oricum vreau să mai fac ceva foarte, foarte tare, adică să scot un sistem foarte, foarte ieftin, dar să nu mai merg pe ultima generație. Adică un sistem care să poți să joci absolut orice joc, deci absolut orice joc, cu care să poți să faci un pic de livestream, cu care să poți să faci un pic de gaming, dar la un preț
acceptabil, un preț accesibil. Așa că, dragii mei, nu uitați like, share și subscribe. Și până data viitoare, eu v-am salutat și v-am pupat. Pa, pa!